Hei, vă salut! Sunt Chionel Nistor, de la Apisines, apicultura din România Live. În premieră pentru dumneavoastră, vă prezentăm o serie de interviuri cu distinsul și regretatul apicultor Mircea Nicolaescu. Realizăm acest lucru în semn de respect și apreciere față de contribuția adusă în apicultură. Totodată, am împărtășit aceste informații cu cei care știu să le prețuiască. În viața am întâlnit oameni care nu au fost secretoși. Au spus și la alții. Aceștia mi-au devenit mentori. Cum priviți lucrul acesta? Cum priviți în contrast pe cei care, atunci când vine cineva în vizită stupină, închid capacul stupului și vorbesc banalități și nici de cum despre apicultură? Ce? Nu, dar acum să vă spun un lucru. Eu fiind așa destul de guraliv de când mă știu, am avut oameni care de la fiecare am învățat ceva. Mi-aduc aminte, era un om pe la Slobozia. Știu, mi-aduc aminte și acum că ficiorul s-a trecut în not Dunărea și fugis în Australia, știți? Și taman își luase și nevasta și avea probleme. Bătrânul era cu copiii, că tot ce era cu apicultură ținea copiii. Copiii învățau engleza, când au ajuns acolo din clasa a treia, a patra de aici, eu băgat în clasa a cincea. Ăsta era nivelul lor, știți? Și am mers la el și am văzut pe iarnă stup de dadan din ăsta pe 10 rame, care tot ghemul era pe 3 rame, dar strâns de sus până jos, polistiren pe lateral și avea hrănitor pe un polistiren din ala pus, deci sub el, care îi punea apă caldă, domnule. Deci bătrânul îi punea apă caldă și nu punea de un an, punea de 10 de ani. Și scotea, cum am dus în primăvară să văd cum a ieșit. Ieșise grozav de tot, domnule, adică vedeai, deci de la fiecare am prins câte ceva, nu? Am prins cu tare. Și de ce nu să nu spun? Păi, de exemplu, de la discuțiile cineva a transmis filmul, mă rog, înregistrarea care o dați dumneavoastră la fiecare, știți? Da. O ajuns la cineva doar în Texas, cu care eu vorbeam deja, unde care mai dă mesaje de acolo, care zice, mi-au mulțumit pentru apelarnil, parcă era altă minune. Și bun, dar ce se întâmplă, zic, la America îți mai greu, ei. Nu, domnule, au început, dar ăștia vin la mine și vor să mănânce larvile cu totul. Nu să le mănânce cu totul. Se vrea că se deșteaptă și ei câte o leagă, că ei se scoală și face față vorba aia la ce are nevoie ca să fie bărbat în casă. Mă rog, am stat mult de vorbă, că îl sun și eu, dar dumnealui mă sună mai mult. Au avut problemă din nosemoză, din asta și i-am trimis materiale, tot, a fost bucuros, am tratat cu fumidil, am rezolvat-o. N-am crezut că am ceranai. Da, domnule, ai și știi cine a dat sfatul cu ceranai? Domnul doctor Tuturici. Eu i-am trimis materialul lui Tuturici, că Tuturici ăsta, când îl apucă draci, scrie, știți? Și nu știu ce ca să-i spun, unul a scris un material foarte bine făcut, știți? Dar a făcut așa, științific. Eu l-am copiat și îl dau peste tot, dar îl dau cu numele lui, știți, nu-l dau că l-am scris eu. Da. Deci Nicolaescu Mircea pune un material care începe Tuturici, Doru, mă rog, cum îl cheamă pe el, Doru, Tuturici. Și-i tot scrisul lui. N-are ce să spună nimic, e scrisul lui, nu? Eu n-am, dar foarte științific. Domnule, dacă mai ai din asta, pune-le, domnule, dă-le să le copii și le difuzezi la toată lumea dacă mătale nu le faci. I-am trimis lui ăsta în America cu tot, s-a lămurit și a mers cu fumidilul. Ceea ce noi în România, decât să mergi cu fumidilul, care e tratament de 70-80 de ani, cu bune rezultate, vorba aia în cărțile lui Hristea, din 76 e publicat fumidilul sau fumagilinul, că are aceeași formă, aceeași mărie, cu aceeași pălărie, știți? Fumaginilul la noi o scos și protofilul, o scos stejarul, o scos dar, dumne, dar văd un studiu să văd ce efect are protofilul asupra nosemoza ceranaie,
sau nu are niciun efect. Cât are efect asupra apisul, nosemoza apisul? Atâta, demonstrat științific, nu? Nu o arunci pe piață, nu mai vorbești de fumidil și toată lumea merge de proști. Nu se poate, domnule, pentru că fumidilul ăsta cu ceranaia, cu tratament, cum am pus și materialele astea lui domnul Mărgărit, că și el o a tras atenția că e alt tratament, dar e cu, tot cu fumidil, dar altfel se face. Dar tot dimicșorează și ăla, nu? Domnul Mircea, acum legat de fumacilină sau fumidil, am informația că firma din Canada nu mai produce, fiindcă furnizorul de materie primă din Franța nu îi mai dă materie. Produce, domnule, stai liniștit, că nu spunea Doru săptămâna trecută că o cumpărașă pentru unul din România și o trimis fumadelin, dar am găsit eu oferte care îți dă fumadelin și să fie la întuneric, să nu-l pui la lumină, tot ce este. Stai liniștit, așa, aruncători de cuțite sunt tot de la noi, de la institut, da, că fumamidil este un antibiotic care încă se fabrică, nu? Poate atunci se făcea și la noi în România, poate se făcea, să fac numai de unii. Bun, și foarte bine. Se găsește. La bârfă suntem excelenți la aruncări de prostii din astea, ca măcar să moară vecinul să iau capra, știți? Adică ăsta e stilul nostru românesc, ca să spun așa. Și e păcat. Pentru că sunt niște chestii care am putea le cere noi la Institutul de Cercetări. Cum, de exemplu, într-o bună zi o să avem o discuție cu acidul formic. Acum toată lumea e cu culesul, cu tare. La 1 august o să avem o discuție și din ce am încercat eu. Că am pierdut niște sub tratament cu acid formic. Tratând când nu trebuie, știți? Și atât am lipsit inventarul informațiilor că n-am mai avut pe cine întreba. Bunica e moartă, mama e moartă, n-aveam la cine să întreb. Și n-am găsit și am căutat, credeți-mă. Și mi-a promis băiatul ăsta de la filiaș că-mi trimite el. Că o găsit el nu știu unde. Bă, dă să văd eu ca să mă lua acum, știu eu, pe viu, că am pierdut eu stupic. Știți, nu grozav de bun, dar i-am pierdut. Între că eu am vrut să tratez cu acid formic, nu atât pentru varoză, că varoza o rezolvam cu acid oxalic. Pentru nosemoză, pentru că un tratament, de exemplu, cel mai bun tratament pentru nosemoză și care s-a făcut zeci de ani, poate sute de ani de când se știe, este că faci un litru de sirop dintr-un kilogram de zahăr și un kil de apă, faci sirop 1:1, îl încălzești la 90 de grade și ca să-l invertești zahărul, pui un centimetru cub de acid formic în siropul ăla. Îl amesteci și el s-a invertit. E, acel sirop îl dai la un stup în 2-3 tranșe în decurs de o săptămână. Și ai scăpat de nosemoză, că o lânghiti și scapă de el. Deci treaba asta nu o s-o găsiți. Dar eu am găsit-o în niște materiale de alcuristea vechi. Deci alcuristea vechi și îți lămuri cu asta și cu acidul formic făcut, cum poate fi făcut, ca să fie exact după ce o făceam. Eu am avut ramă de-a lui bunica mea cu sticluța jos de formol. Era formol, o luam de la morgă, de la spital, de la taică-miu, duceam lui bunica, îl dilua ca să-l facă de 20%, care era de 30% formol. Puneam în sticluță, eu îi duceam sticluții, băgam fitilul, dar nu mai țineam minte când le punea și se pune în luna august. Deci la baza ramelor, iar eu am luat un dozator din ăsta foarte deștept făcut în Iugoslavia, adus de ferma asta merișană, al lui Maftei. Și mi-a plăcut grozav, că ai o pui într-o ramă și o pui la fundul stupului. Nici nu se simte. Degajă de acolo formol o săptămână, că nu-ți trebuie formol de 100 de grade, să fie de 20%, 60%, nu contează. Adică să nu fie prea tare. Cu doză, nici nu are importanță cât, că 20, că e 40, când se țeasă formolă în stup. Albina se agită, cum s-a agitat din momentul ăla, s-a scăpat de varoză și mai ales de această prostie nosemoză, care e lângă ea. Dar faci un tratament cu acid oxalic,
faci un tratament cu formol care îți asigură și nu o semoză și ai să vezi că ești cu suf foarte sănătos la an. Și la 1 august îi spunem la băieți, o să faceți o emisiune din asta și o să atașez și materialele astea cu formolul, ca multe, de-a lui Cristia, vechi și nevechi și tot ce este, și, bă, fratele, aveți soluții. Vreți să o aplicați? Bine, nu vreți să o aplicați? Nu aplicați, dați cu barachedă. Că văd că deja toți băieții sunt interesați de acidoxalic, parcă zic, bă, nu e nicio problemă, puneți pilimbă, bă, că-i măcrișul. Deci nu moare nimeni. A, că e posibil la plămâni. Bă, dar ăștia care fumează ca turci atâția ani, nu-i mai afectat decât acidoxalic cu vapor? Deci, și pe urmă mai este un lucru. Eu am lucrat în chimie, în aromatici, în din astea. Eram la Craiova, la combinatul chimic, la alcool polivinilic, doamne, m-am constipat într-o săptămână că nu mai puteam să ies afară deloc, din cauza mirosurilor de alcool superior din ăștia care era în combinat. Beiam câte 2 kg de lapte din alea pe zi și rugam pe operator să lese să fie străcat, așa, să fie nici iaurt, dar nici, adică să fiarmenteze în mine. Și așa mi-am dat drumul înapoi, că m-am trezit cu hemoroizi acolo, de la scremutul ăla, că nu mai puteam. Dai să dau o stare de groaznică. Deci, dar era chimie, domnule. Și acum că ai tras un fum de cutare, de i-am pus lui ăsta, ia o limbă, ia și tu, păi ce este? Păi, măcrișul, măcrișul, dă lămăsa pe gheață. Zici tu că nu mânca, zici, mâncam câte o tufă. Zic, băi, fiecare am mâncat când am fost tineri. Când urcam pe ceaclău, ca să nu bei apă, că ți era sete, mâncai măcriș până sus. Că era tot drumul de ori pe care, pe la 7 noiembrie, cutare, era măcriș și mâncai măcriș. Mă rog, chiar mi-a plăcut expunerea lui domnul ăsta cu gemul, cu stresul și cu tare, foarte multe dreptate are. Nu-i bun de tot. Mă rog, aici când e formarea gemului, că poți să lași ramele noi în mijloc, nu contează. Dar tu în continuu, dacă bagi faguri lucrate înăuntru, el se umflă cu albine, nu-i nicio problemă, adică nu-i... Cum era la băiatul ăsta, era o ramă cu puiet căpăcit la margine. Zic, băi, dar trebuie să-i țină căldură ceva. Had o ramă de la rezervă de colo, asta care e lucrat, o băgăm în mijloc, cu, să faci cu lapte, cu din asta, cu toți. Mă rog, băieți, o să înțeleagă, adică, și o să se ridice o leacă apicultura, pentru că altceva este, cum o poți curavarea, în 2 zile, 3 rame oate, nu? Deci în 2 zile, 3 rame. Deci au ajuns la maximul de punere de albină, 3500 de ouă. Bă, zic, dar pe asta tu ai pregătit-o de pe 1 ianuarie, câte o leacă, s-a încărcat corpul galben, ai făcut, adică i-a adus polen ca și cum era cules și s-a dezvoltat că nu știu ce. E, dar zice, nu-s toți la fel. Păi, analizezi și o să ții cont la anul, ai să schimbi măcile, să le ai control toate, să faci cu tare și ajungi. E, nu? Odată ce unul face și știe și mai aude lumea, îl mai întreabă, nu? A venit un băiat din Dâmbovița la el să-i deie 6 grame de clorul de mangan. Deci 6 grame, când îi mai trebuia mangan, că magneziu avea, cobalt avea. Zic, bă, vată, o vedeți cu tare. Și s-o umplă stupă cu albină. E ceva? În premieră pentru dumneavoastră, vă prezentăm o serie de interviuri cu distinsul și regretatul apicultor Mircea Nicolaescu. Realizăm acest lucru în semn de respect și apreciere față de contribuția adusă în apicultură. Totodată, am împărtășit aceste informații cu cei care știu să le prețuiască.